Sâmbătă au avut loc jocurile din cadrul ultimei etape a turului de campionat din Liga a 4-a. Asărucăr a terminat la egalitate 4-4 confruntarea cu Delere Pitești într-un joc disputat pe un teren acoperit cu un strat gros de zăpadă. Cu toate acestea însă, spectacolul fotbalistic a fost prezent pe întreaga durată a partidei. Oaspeții au reușit să deschidă scorul după doar 5 minute de la debut, prin fundașul Dogaru, care a punctat cu un șut din afara careului de 16 metri. A respins în prima fază acolo Pârnuț, mingea rămâne la oaspeți și un șut frumos de la circa 18 metri direct în vinclul. Doar 3 minute au fost oaspeții în avantaj. Mijlocașul Simion a trecut în dribling de mai mulți apărători adverși și a șutat la colțul scurt din colțul careului de 6 metri, restabilind egalitatea. Pierde Tudoran în fața fundașului drept al Lucian Dumitru, însă tot gazdele rămân în posesie. Cercel, 1-1. În minutul 30, Asărucăr trece în avantaj. Mihai Eduard șutează puternic de la limita suprafeței de pedeapsă, mingea oprindu-se în plasa porții piteștene cu toată opoziția portarului Chirciu. Mihai Eduard, șut, 2-1. Un șut frumos, contrar cursului jocului, oaspeții au fost mai insistenți. Piteștenii nu au dezarmat și au restabilit egalitatea la faza imediat următoare. Găsit foarte bine în partea dreaptă, Ionuț Ciucă l-a întors pe adversarul său direct și a egalat scorul la 2 cu un șut din interiorul careului de 16 metri. Așadar, minutul 30, gazdele preiau conducerea 2-1, autorul golului Mihai Eduard. Să vedem această fază, 2-2. Peste alte 4 minute, rucărenii trec pentru a doua oară în avantaj. Cel mai periculos jucător de la gazde, Simion, a insistat la o minge în careul advers și portarul Chirciu l-a oprit din acțiune prin fault. Lovitura de la 11 metri a fost transformată de capitanul Ciorciovel cu destul de mult noroc. Portarul piteștean a atins mingea, însă a fost șutată prea puternic pentru a putea evita golul. CSR-ul beneficiază lovitură de la 11 metri, capitanul Ciorciovel față în față cu Chirciu și 3-2. La ultima fază a primei reprize, Ionuț Ciucă face dubla, înscriind din apropiere, stabilind astfel scorul la pauză, 3-3. Pârnuț profită de neînțelegerea jucătorilor de la Pitești, a încercat pentru Mihai Eduard, a sărit foarte bine Ciobanu și în ciuda faptului că este mult mai scund decât Mihai Eduard, a reușit să îl deposedeze și acum 3-3, scăpat în banda stângă, Ionuș Ciucă, iată, face dubla. Reveniți de la cabine, oaspeții au părut mai activi în joc, reușind mai multe șuturi periculoase la poarta rucărenilor, însă de fiecare dată portarul Ileana a fost la post, reușind să mențină scorul înregistrat la pauză. În minutul 70, Simion a punctat pentru a doua oară în confruntarea cu piteștenii, ducând scorul la 4-3, contrar cursului jocului. Tot rucărenii sunt cei care atacă, Pârnuț în centru până la Mihai Eduard, de aici mai departe pe dreapta. Și 4-3. Cu 5 minute înainte de expirarea timpului regulamentar de joc, Delere Pitești reușește din nou să restabilească egalitatea. Nou intratul în teren la oaspeți, Ionuț Ilie a marcat din lovitură liberă direct în vinclul din stânga al porții apărate de Ileana, reușind cel mai frumos gol al partidei. Ionuț Mircea șutează, gol imparabil, foarte frumoasă execuția lui Ionuț Mircea în vinclul, direct în vinclul porții apărate de Ileana Plonjon, inutil la această minge. Fluierul de final al centralului Alexandru Dumitru pune capăt unui joc plăcut cu 8 goluri, unul mai frumos decât altul. Puțini spectatori prezenți la terenul din Rucăr plecând spre case, mulțumiți de spectacolul fotbalistic oferit de cele două formații. În aceeași etapă, Gloria Berevoiești a pierdut la scor 0-4 în deplasarea de la Sporting Pitești, însă scorul ultimei etape a primei părți de campionat s-a înregistrat la Curtea de Argeș, formația basarabilor perforând poarta celor din Micești de numai puțin de 12 ori. Rezultatele înregistrate în cadrul ultimei etape a Ligii a 4-a, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele. Liga a 4-a seniori, etapa a 15-a. CS Atletic Bradu 2, ASE Poiana Lacului 5-2.
AS Young Boys Slobozia, AS Victoria Buzoești 0-1. CS Rucăr, CSDLR Pitești 4-4. AS Olimpia Suseni, CS Albota 2012 2-7. AS Viitorul Ștefănești 2007, AS Vulturii Priboieni 2-2. ACS Basarabi Curtea de Argeș, AS Micești 2002 12-0. CS Sporting Pitești, ACS Gloria Berevoiești 4-0. CS Steaua Roșie Slobozia, ACS Unirea Bascov 1-4.